Și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți, ca în fiecare zi să putem să-L iubim tot mai mult și tot mai mult până la finalul vieții noastre. Și întotdeauna omul care merge în iubire crescândă față de un Dumnezeu așa de mare, va putea să aibă parte de victorie extraordinare în timpul vieții lui. Pentru că atunci când îți arăți iubirea și credința în Dumnezeul cel atotputernic, El nu se lasă mai prejos să-ți arate iubirea Lui și să vină să-ți răsplătească credința. Noi suntem în această seară aici, dragii mei, înaintea unui Dumnezeu suveran, care ne cunoaște pe fiecare în parte, știe cum ne numim, ne știe gândul cu care am venit în această seară aici și ne dorim din toată inima ca a sa prezență să copleșească inimile noastre. Deseori planurile de acasă nu se potrivesc cu alea din biserică. Și uitându-mă la firul lucrurilor din seara aceasta, a trebuit să-mi schimb predica. Da, poate cuiva va prinde bine. Și vreau să vă citesc și eu, dacă tot s-a început în această seară și apoi s-a continuat cu cuvinte din partea împăratului David, spuse de împăratul David, permiteți-mi să vă citesc una dintre cele mai importante rugăciuni înălțate de împăratul David la un moment dat, care se găsește scrisă în Psalmul 51 și voi citi de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu în această seară spune în felul următor: fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, în această seară mă simt bucuros să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru oportunitatea creată și fraților pentru invitația făcută. Trebuie să vă mărturisesc că eu în agenda am pus două biserici în seara asta deodată. Și când m-am întâlnit cu Radu la conferință la Sovat, au zis: vezi că în noiembrie ești la noi. Îți vezi de treabă, nu-i adevărat? Ba da, zice, uite-te mai bine că eu am scris în agenda. Am susținut sus și tare că nu-i drept. În schimb, când m-am uitat în agenda, așa era. Și-o trebuie mai apoi să aranjez cumva lucrurile, să mă țin de prima promisiune. Dar întotdeauna Dumnezeu știe să așeze lucrurile și știe să le coordoneze într-un mod impecabil. Și cum știe Dumnezeu să o facă, nu știe nimeni. Vreau să vă spun ceva încă de la început. Cuvântul pe care eu am să-l rostesc e pentru dumneavoastră, pentru cei prezenți. Nici de cum pentru cei care sunt acasă. Suntem foarte tentați să ne gândim, mai ales dacă cuvântul pe care l-auzim e mai tranșant, e mai direct, să ne gândim, bă, ce bine era dacă era și cu tare aici, să audă și el. Eu nu contez că n-ar fi fost bine. Dar Dumnezeu știe de ce v-a adus pe dumneavoastră aici, de ce sunt eu aici, de ce a coordonat în această seară în așa fel lucrurile, de ce am citit acest text, de ce voi predica cuvântul ăsta. Și ceea ce vreau să vă provoc încă de la început e să activați sinceritatea. Nu o să vă pun întrebări la care să aștept răspuns, mai ales din alea grele, dar dumneavoastră o să puteți să vă puneți întrebările aferente acestui cuvânt
să vă faceți o socoteală bună a vieții și să plecăm de aici oameni mai conștienți de faptul că trăirea noastră trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce uită oamenii cel mai des e că ei trăiesc înaintea unui Dumnezeu sfânt. Ceea ce uită oamenii cel mai repede e că Dumnezeu supraveghează chiar dacă ei iasă din teritoriul lui Dumnezeu. Uitați-vă la câte un copil care iasă din casă, el nu prea își dă seama că mama și tata pe alocuri mai are pârghii să mai știe ce face el în anumite cercuri. Pleacă de acasă și la un moment dat sentimentul ăla de libertate îl face să zburde, să zică, băi, viața mea. În schimb, mama și tata, grijulii din fire, nu, normal, îl supraveghează într-un fel sau în altul. Mi-aduc aminte când cel mai mic copil al nostru, la un moment dat în clasa 0, i-a spus soției mele să nu meargă după el la școală pentru faptul că o să vină singur pe jos, de la școală acasă. Andreea a stat stresată toată dimineața. A zis, Darin vrea să vină singur de la școală acasă. Păi lasă-l să vină. Nu, 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 zice. Eu las, dar tu te duci cu mașina în spatele lui. Și l-a supravegheat până acasă. Și la un moment dat m-a observat și m-a sunat nervos și supărat. Dar de ce mă urmărești? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ca un tată bun, asta face în fiecare zi. Îi supraveghează pe oameni. Îi urmărește, dacă îmi permiteți cuvântul. Pentru că are o dorință fierbinte ca omul să rămână în prezența lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții. Diavolul e extrem de specialist și luptă din răzputeri să-l scoată pe om din prezența lui Dumnezeu, să-l ducă pe alte tărâmuri și să-l facă să aibă doar impresia că-i bine. Am să vă vorbesc în această seară despre un pericol major al vieții. Dar vă rog, încă o dată, fac un apel la sinceritatea dumneavoastră. Dacă nu mă mai chemați, după aia nu-i niciun bai. Vreau doar să, chiar dacă voi fi direct și tranșant pe alocuri, îmi doresc din toată inima să ne putem face o analiză profundă a vieții. Când oamenii nu mai au disponibilitatea să-și facă o analiză profundă, când oamenii nu mai au disponibilitatea să își deschidă inima și să fie sinceri, știți? Deja sunt pe un tărâm greșit. Eu am venit de la Făget astăzi, avându-l la mine azi dimineață pe Călin Onițiu, de la Betania Dublin, și tot în Oradea trebuia să fiu, și am zis, Călin, tu mă scoți la cealaltă biserică. Și am venit cu el pe mașină. Vin după 3 ore în care am fost foarte și extrem de sincer cu inima deschisă. Am zis, Călin, uite, eu mă deschid maxim. Îmi zic toate durerile din slujirea mea, ți le zic. Toate problemele, te încarc pe tine cu ele, după slujbă ne întâlnim din nou și mergem spre Timișoara și vedem cum le rezolvăm. Știți, când oamenii nu mai au puterea și curajul să se deschidă, când nu mai au puterea și curajul să-și facă o analiză, deja e grav. De aceea am vrut să subliniez asta încă de la început, să vă provoc la sinceritate maximă și să vă lansez provocarea asta să vă faceți o analiză în cele mai mici detalii ale vieții. Pentru faptul că v-am citit despre David, am să încep spunându-vă momentul frumos din Valea Terebinților. Dumneavoastră toți îl cunoașteți. Momentul ăla din Valea Terebinților în care David, omul lui Dumnezeu, trăia o victorie impecabilă, a rămas în istorie. E pentru noi un moment extrem de încurajator. L-a trăit David pe pielea lui, pe emoțiile lui, pe înaintarea lui. La un moment dat acolo, așa după cum dumneavoastră bine știți, 40 de zile Goliat înjura poporul lui Dumnezeu. Cuvinte de ocară din partea lui Goliat nu erau, bă, găsuți unul mai tare să ne batem un pic, parte în parte. Când scotea Goliat pe gură cuvinte de ocară, ți era groază să-l auzi. 40 de zile și dimineața și seara, Goliat ocăra poporul lui Dumnezeu. Toți vitejii lui Israel ori stat deoparte. N-or avut niciunul curaj să meargă să se lupte cu Goliat, să arate cine sunt ei. Ăia vitejii lui Israel nu erau viteji doar așa că s-au auto-intitulat viteji. Aveau în palmaresul lor diferite lupte câștigate. Dar cu toate astea, în fața lui Goliat au capitulat toți. La un moment dat, Dumnezeu alege să orchestreze momentele și vremea aia în așa fel încât
părinții lui David să se gândească că săracii prunci de pe front n-au mai mâncat de mult nițele și chiftele cu maioneză și au zis, bă, hai să le trimitem la ăștia de mâncare. L-au luat pe David și au zis, bă, hai să le trimitem mâncarea lor preferată, le trimitem ceva bun. Îl ia Dumnezeu pe David de acolo de la oi și îl duce până în Valea Terebinților. David trebuia să se confrunte cu câteva obstacole. Am fi spus noi, mă, în momentul în care ți aduce ăsta micul, frate-to, cea mai bună mâncare, mâncarea ta preferată, începe și voi să mâncați mâncare gătită, că de pateuri sunteți sături. Acum, în loc să-l iei în brațe, în loc să-l apreciezi pentru ce-o făcut, Eliab, cel mai mare frate al lui, frate-so mai mare al lui David, îl ocărăște. Și ascultați ce zice Eliab, cel care a stat 40 de zile înjurat de Goliat, fără să aibă curajul să iese împotriva lui Goliat, și spune așa, îți cunosc eu mândria, ai venit să vezi lupta. În loc să-i spună, bă, bine ai venit, ce idee bună a avut mama, bine că ai avut chef să vii, excepțional, bravo! Dar la un moment dat, ăsta l-o cărăște, chiar îl înfruntă, că din ăștia care toată ziua știu să-i înfrunte pe alții, sunt mulți, îți prinde bisericile, societatea, îi prinde oameni care totdeauna iau ceva de zi. Știu ei că trebuie să pună problema într-o anume măsură. La un moment dat am fi spus noi, bă, David era legitim să spună, bă, știi ce, nici mâncarea nu vă mai dau, în loc să dai binețe, rămâi și mâncați în continuare ce știu ce ați mâncat până acum, eu mă duc înapoi de unde am venit și să rămâneți voi măcar cu sănătate. David trece peste obstacolul ăsta Eliab, care pe alții ar fi demoralizat, trece mai departe. Ajunge la un moment dat în fața lui Saul. Saul tremura din toate încheieturile, zis, bă, n-avem nicio variantă, ăștia o să ne prăpădească filistenii. Acceptă provocarea la un moment dat Saul al lui David și spune, eu mă duc să mă bat cu Goliat, dar bă, măcar hai să te îmbrac cu armura mea, hai să-ți dau armură, măcar să ai și tu armură, să nu mori, s-o fi gândit Saul, bă, să nu mori în primele 5 minute, măcar să mai fie cât de cât, că să nu zic ăștia că suntem chiar așa de slabi. Imaginați-vă, micuțul David se îmbracă cu armura lui Saul și bă, vrând nevrând, când te îmbraci cu armura împăratului, ce simți și tu, când te plimbă președintele cu limuzina, te simți tu un pui de ceva. Bă, m-am îmbrăcat cu armura împăratului. S-o fi gândit David în mintea lui, bă, când ies în fața lui Goliat și când vede Goliat, bă, și-o scos asul din mânecă. Nu s-o aștepta Goliat. O să mă vadă, cred că o să capituleze. Da, de unde? Că la un moment dat David o trebuie să dea armura jos, că nu era bună. Era prea grea. Logic, atunci când te dezbraci de o armură care într-o oarecare măsură te proteja, parcă te-ar cuprinde demoralizarea. Bă, n-are rost. În schimb David, pentru că știa sub ce nume luptă, de cine era coordonat, ce fel de Dumnezeu avea, zice, împărate, și fără armura ta mă duc. Eliab a vrut să mă descurajeze, n-am armura, aparent ar trebui să fiu descurajat, mă duc mai departe. Dar de ce, David? Am un Dumnezeu pentru care trăiesc. Am un Dumnezeu pe care îl iubesc. Am un Dumnezeu care nu mă lasă. Am un Dumnezeu pentru care dau totul. Am un Dumnezeu care e ocărât și eu nu pot să las lucrurile așa. Ajunge în fața lui Goliat. Goliat era un psiholog excepțional. Și la un moment dat Goliat răgnește la David și zice, bă, eu sunt câine. Acum, de obicei, când se ceartă unul mai mare cu unul mai mic, și mai ales ăla care urlă primul, câștigă cearta, că ăla cel mai deștept cedează. Bă, la un moment dat ai spune, bă, când o zbierat ăsta către David, când a început să răgnească dita mai muntele de om, ar fi trebuit să zică, David, să trăiți, nenea Goliat, am vrut să vă văd mai de aproape, sunteți mare, îi drept, n-are rost, hai să plec. David rămâne acolo și ascultați, momentul ăla din Valea Terebinților a fost excepțional. Haideți să facem un efort de imaginație. Rămâne acolo în fața lui Goliat, care a încercat așa să-l joace la psihic. Nu se sperie de răgnetele lui Goliat, nu se sperie de armura lui, nu se sperie de ceea ce este Goliat. Și la un moment dat rămâne neclintit și rostește următoarele. Golia, ține bine cont ce-ți spun. Astăzi tu vei pleca din lumea asta. Corbii stau gata să vină să-ți mănânce trupul. Datorită faptului că eu nu vin înaintea ta cu armuri, așa, cu armură așa cum ai tu, cu scut, cu sabie, cu pavăză, cu cei care îți duc ție armamentul, eu vin în numele Domnului Dumnezeului oștirilor și Dumnezeul meu, pentru care trăiesc din toată inima și cu tot ce sunt eu, va dovedi în Valea Terebinților că eu am un Dumnezeu mare, că poporul ăsta pe care tu l-o cărăști are un Dumnezeu mare și se va cunoaște peste generații că Dumnezeul nostru e extraordinar.
Permiteți imaginației mele să mai mă gândesc la discuția între David și Goliat. Bine, bă, puștule, cu ce o să mă dobor tu? Cu ce o să dai cu mine de pământ? Că prea dată trebuie să cad jos. Vă imaginați ce ciudat a fost momentul ăla când David bagă mâna în buzunar și zice, nenea Goliat, dam o prășciuță, dau după păsări cu ea? Uite cu asta. Bă, ciudat! Cum să scoți o praște la dita mai muntele de om? O fi continuat Goliat discuția cu el și a zis, bine, printr-o absurditate cad jos. Cu ce îmi tai capul? Că aia e victoria finală. Iei capul dușmanului, îl ridici deasupra și spui, uitați, ăsta e capul dușmanului, nu se mai ridică. Cu ce îmi tai capul? Că n-ai sabie. Nenea Goliat, eu n-am sabie, e drept, ai tu și ne ajunge la amândoi. Și Biblia spune așa, David i-a tăiat capul lui Goliat cu sabia lui. A trăit David experiența asta din Valea Terebinților și n-a fost singura. O experiență excepțională cu un Dumnezeu care a coborât lângă el într-un mod formidabil. Permiteți-mi, fără a jigni pe cineva, poate nu e niciunul aici care să avem curajul să ne comparăm cu David. Și să spunem, eu am trăit mai puternic ceva ca și David. David a fost omul care a stat lângă inima lui Dumnezeu, dacă vreți, care a fost ales de Dumnezeu într-un mod aparte, un om extraordinar, cu o prezență specială a lui Dumnezeu peste el și în momentele critice ale vieții. Dar acest bărbat al Bibliei, care cunoștea puterea lui Dumnezeu, care cunoștea harul lui Dumnezeu, care cunoștea intervențiile lui Dumnezeu, care cunoștea mila lui Dumnezeu, care cunoștea atotputernicia lui Dumnezeu, la un moment dat s-a lăsat cuprins de o stare care, din păcate, prinde generația noastră la cote maxime de ani de zile încoace și care face prăpăd în viețile oamenilor, în casele oamenilor, în inimile oamenilor, în bisericile noastre, le prăbușește sistematic, le dă la oameni moarte lentă, le schimbă traiectoria vieții fără să-și dea seama. Și la un moment dat David, marele om al lui Dumnezeu David, trebuie să fac remarca, îl iubesc pe omul ăsta, când merg în cer vreau să-l întâlnesc, e printre primii oameni pe care vreau să-i întâlnesc, să nu mă judecați de modul direct în prima parte a predicii mele, dar din trăirea lui neatentă la un moment dat, generația noastră ar mai trebui să învețe. Pentru că suntem prea mulți care mergem așa la suprafață prin viață și zicem, bă, nu-i niciun bai, bine, că cândva Dumnezeu a fost cu noi, cândva Dumnezeu a fost mare, cândva Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, cândva Dumnezeu a intervenit și rămânem la acel cândva din Valea Terebinților în care Dumnezeu a arătat lucruri mari pentru noi și uităm să-L mai trăim pe Dumnezeu astăzi, să nu mai fim conștienți și nu mai suntem conștienți că Dumnezeu supraveghează viața omului, ajungem într-o stare ciudată și ilegală care îl prăbușește pe om în mod sistematic. Marele om David care îi spune, bă, după toate biruințele lui, s-ar fi trebuit să țină strâns legat de Dumnezeu cu amândouă mâinile și cu amândouă picioarele. Și iată că David, nu oricine, David, a ajuns într-o stare ciudată și această stare se numește inima împărțită. Dacă David, marele om al lui Dumnezeu, din neatenție la un moment dat și-a lăsat inima împărțită, gândiți-vă la noi, cei din generația asta supermodernă, în care parcă Dumnezeu e pus deseori undeva pe locul 2, 3, 4, 5, 100, când ai nevoie de Dumnezeu, îl apelezi ca la 112, Doamne, mai știu că Tu poți, dar ai fost cu David, ai fost cu Petru, ai fost cu Pavel, pe cu mine, de ce să nu fii? Și la un moment dat credem că prin anumite rugăciuni super complicate, îl impresionăm pe Dumnezeu, când de fapt știi ce îl interesează pe Dumnezeu? O inimă întreagă dată Lui în fiecare zi, 100%. David și-a lăsat inima împărțită. Și am să vă arăt două pericole imense care cuprinde viața unui om care altădată a trăit victorii, dar care la un moment dat din neatenție și-a lăsat inima împărțită. Ați spune careva în seara asta, bă, frate Alin, tu cred că n-ai ales subiectul bun, noi nu suntem cu inima împărțită, trebuia să te duci la alții, cred că dacă mereai la ăia, la azi le ziceai cu inima împărțită, nu nouă. Dragii mei, ascultați-mă, activați doar sinceritatea, fiecare în bucățica lui. Vreau să vă arăt în această seară cum arată un om cu inima împărțită.
La un moment dat spune Biblia așa, David, omul care a trăit biruințele în Valea Terebinților, pe vremea în care împărații mergeau la război, atenție la remarcă, împărații mergeau la război. Pe vremea în care împărații mergeau la război, David a ales să rămână acasă. David, dar tu de ce nu pleci? Că împărații pleacă la război. Când Biblia a lăsat remarca asta, e lăsat aici extrem de profundă și importantă, împărații mergeau la război, David făcea parte din împărații lumii din vremea aia și David trebuia să plece la război. Pe vremea în care împărații mergeau la război, David alege să rămână acasă. Și a rămas David acasă și a început să-și împartă inima între cei care luptau pe frontul ăla de bătălie, între soldații lui, între teritoriul care trebuia câștigat sau nu trebuia pierdut și între plăcerile lui de acasă, între statul degeaba, între plictiseala lui de acasă. Inima lui a fost împărțită, era împărat, îl interesa, Ioab îi scria ce se întâmplă pe câmpul de bătălie, știa tot ce se întâmplă acolo. Dar la un moment dat, după ce o fi primit raportul de la Ioab, bărbatul cu inima împărțită din neatenție la un moment dat în viața lui, iasă la o plimbare pe acoperișul casei și dovedește cu subiect și predicat că inima lui e franjur și e împărțită. Și îi spune, David, tu care ai trăit pentru Dumnezeu, David, tu care l-ai văzut pe Dumnezeu, David, tu care ai putut să vezi duhurile care fug la cântarea ta, David, tu care ai văzut puterea lui Dumnezeu, ce faci acum? Mă plimb pe acoperiș. Tu nu înțelegi că trebuia să fii acolo, că trebuia să lupți sau cel puțin să faci strategia de război cu ai tăi și să rămâi acolo lângă ai tăi, dar inima împărțită te-a ținut departe de tărâmul care trebuia câștigat? Sufletul ăsta e un tărâm care n-are voie să fie pierdut. Și sufletul, tărâmul ăsta numit suflet, poate fi câștigat și menținut ca și câștig, doar când inima e dată în totalitate lui Dumnezeu. Când nu, tărâmul ăsta numit suflet se pierde. Și ascultați cum arată un om cu inima împărțită. Un om cu inima împărțită, primul pericol, își pierde busola morală. Un om care își împarte inima între om, între Dumnezeu și lume, între păcat și sfințenie, între biserică și societatea tot mai stricată, omul ăla își pierde busola morală, nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. Și suntem în generația noastră și sunt oameni care stau deseori cu inima împărțită, ascultați-mă, care la un moment dat vin și spun, eu vin la biserică, cânt, mă rog, dau la colectă, fac o faptă bună, e foarte bine, ai partea asta în inimă, dar în același timp când trebuie să minți, tu minți cu nonșalanță, n-ai nici cel mai mic regret. Când trebuie să, când îți vine să-l bârfești pe unul, toci, praf îl faci. Bă, nu contează, te-ai simțit tu bine că l-ai tocat pe ăla. Când trebuie să-l pui pe cineva într-o lumină proastă doar ca să ieși tu bine, nu-i problemă că îl pui într-o lumină care nu-i de fapt reală, dar trebuie să-ți mai faci trumendrele. Dar în același timp, același om care face astea vine la biserică și zice, da, eu mă rog, da, eu cânt, da, dar eu predic, da, dar eu dau la zecioală, da, dar eu sunt în toate formațiile, da, dar eu sunt acolo. Și diavolul îi înșeală pe oameni pentru că îi dau procente lui Dumnezeu. De multe ori unii chiar le iasă jumătate. Îi dau procente la Dumnezeu, îi dau procente diavolului. Trăiesc cu inimă împărțită. Un om care face așa, ascultați-mă bine, un om care vine și cântă la biserică, un om care vine și se roagă, un om care vine și spune, eu fac o slujire, un om care vine și spune, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dar omul ăla își permite, spre exemplu, să mintă, e deja pe un tărâm super periculos, pentru că în momentul în care minți îi spui la dracu tată. Mai vine câte unul la mărturisire, n-o zi, mă. Păi nu știu ca toți ceilalți, zice, nu am făcut mare lucru, nu știu cum fac toți, am mai vorbit și eu de ăla, am mai mințit, zice. Și eu în momentul ăla mă schimb la față și zic, dar cum ai putut să faci așa ceva, mă? Așa ceva n-am crezut. Eu îi spun. Și uite și o caz la mine. Dar ce am făcut așa de grav? La ce așa de grav? Zice, bă, cum adică nu-i grav? A, nu ți se mai pare grav? Pe când ești cu inima împărțită, că-l toci pe ăla și-l pui într-o lumină, cam nu m-ar trebui să-l pui niciun grav. Tu ești încă sfânt, ești bun, e pus în poză. Niciodată. Asta e tragedia generației noastre. Că sunt foarte mulți cu inima împărțită care fac lucrul lui Dumnezeu. Îl fac. Când se roagă, vorbesc despre Dumnezeu. E adevărat, se implică. Sunt super implicați. În momentele de singurătate sau când alții nu pot să-i supravegheze sau chiar să-i verifice, se pun în cealaltă jumătate de inimă care e dată cui nu trebuie.
În astfel de momente, un om își pierde busola morală. El nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu ar vrea să le vezi. Gândiți-vă la tați și mame cu busola morală pierdută datorită inimii împărțite, care iau decizii în casă. Și apoi deciziile alea se răsfrâng peste 20 de ani în viața pruncilor. Doamne, unde ești? Ai, dar putea cerul să mai strige. Prietene, sunt în urmă cu 20 de ani. Păi tu ai stat cu inima împărțită în casă, pruncii te-au văzut. Pentru că, dragii mei, ne ascundem sub fațada aia de oameni spirituali, că suntem bine, că noi trăim bine, că cântăm, că ne rugăm, că facem lucrarea lui Dumnezeu și nu mai suntem atenți la bucățica asta alaltă, care deseori e dată cui nu trebuie. Știți cum arată un om cu inima împărțită? Un om cu inima împărțită își pierde busola morală. David, bărbatul cu inima împărțită, iasă pe acoperiș cu busola morală pierdută. El nu mai vedea lucrurile așa cum Dumnezeu vrea ca să le vadă. Și ascultați cum arată un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută. Și aici începe marele extemporal. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, în viață, e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie el curios. Vine David și îi pune o întrebare. Cine este femeia aceasta? David, ai început să pui întrebări ilegale. A, nu, că întreb și eu numai așa. Pe bune, mă. Ați văzut oameni în viață care se dau super sfinți, dar sunt curioși de lucrurile de care ei n-ar trebui să fie curioși? Ați văzut oameni care deseori sunt curioși tot de casa altuia, de cum trăiește altul, de cum face altul, dar ei nu sunt curioși de viața lor? Îs curioși de ce-au făcut pruncilor alții, de ce-au făcut fratele cu tare, de ce-au făcut așa păstorul, de ce-au făcut cu tare nu știu ce, dar de viața lor, când trebuie să se uite în interiorul lor, nu mai îs curioși de asta? Pentru că în viață când încep să fii curios de lucrurile care îl scot pe Dumnezeu din context, care îl scot pe Dumnezeu din perimetrul vieții tale, lucrurile deja încep să o ia razna. Și când omul e curios de lucrurile în care Dumnezeu nu este, când omul e curios de lucrurile pe care nu l-a pus Dumnezeu pe el să fie curios, pierde momentele valoroase, că viața și ziua tot 24 de ore are și multe le dormim, și pierzi timpul necesar ca să începi să-ți faci probleme pentru viața ta și să fii curios de sufletul și de viața ta. Și oamenii sunt curioși deseori de lucrurile care Dumnezeu e scos din contextul ăla. David, omul cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, a început să fie curios de lucrurile ilegale de care n-ar fi trebuit să fie el curios. Și începe să pună întrebarea, cine e femeia asta? Dar ce te interesează, David? Că dacă tu erai unde trebuia să fii și dacă nu erai cu inima împărțită și dacă tu luptai pentru tărâmul care n-avem voie să-l pierdem, tu nu mai erai aici, îți împarți inima între plăcerile din viața asta și între războinicii tăi care pe câmpul de bătălie. Erai acolo cu ei, ai rămas cu inima împărțită, te-ai împărțit așa în două părți și ai crezut că poți să reziști, n-ai putut. Ai ieșit la plimbarea ilegală, la un moment dat busola morală ta e pierdută, tu nu mai vezi lucrurile cum Dumnezeu ar vrea ca să le vezi. David, ai început să pui întrebări ilegale, n-ai voie să te bagi pe tărâmul ăsta. Cât de mulți sunt astăzi care îs curioși, încă o dată repet, de lucrurile de care n-ar trebui să fie curioși. Un om care e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie curios, e deja un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută. Știți cum arată un om cu busola morală pierdută? În continuare, un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, e omul care e curios de lucrurile de care n-ar trebui să fie curios. Mai apoi, un om curios de lucrurile ilegale de care n-ar trebui să fie el curios, cât de mărunte ți s-ar părea, e un om care mai devreme sau mai târziu comite păcatul. A comite păcatul în contextul ăsta e doar chestiune de timp, îl comiți 100%. Când rămâi curios de lucrurile în care Dumnezeu e scos din context, comiți păcatul 100%. David l-a comis. Pentru faptul că dacă David era unde trebuia, nu își împărțea inima între statul acasă și războinicii lui de acolo, nu își pierdea busola morală, nu punea întrebările ilegale, nu era, n-avea curiozități ilegale, nu comitea păcatul. Dar pentru că David a făcut toate astea, la un moment dat a comite păcatul, acolo a fost doar o chestiune de timp pe care David l-a înfăptuit. Știți ce se întâmplă? Că omul aici știe ce ar trebui să facă? Să se prăbușească în pocăință. Ba, am comis-o, n-are rost să mai întind. Să cadă jos, să se prăbușească și să plângă. În schimb, știți ce face omul? Rămâne tot cu inima împărțită. Și merge așa vreo 20 de ani, 30 de ani. Și la un moment dat,
cel din jumătatea asta dată cui nu trebuie zice, bă, nu-i problemă, tu ți-ai pierdut busola morală, ai cam luat o razna, ai comis păcatul, dar nu-i nicio problemă că o rezolvăm noi doi. Și dă la un moment dat, din jumătatea aia de inimă dată cui nu trebuie, îi dă la David o idee, adu-l pe Uria acasă, adu-l pe bărbatul lui Bathsheba acasă, adu-l acasă. Imaginați-vă că trimite la Ioab să vină Uria acasă, apare Urie, păi tot se băteau acolo pe viață și pe moarte, apare Urie, Urie, am un cadou pentru tine, îți faci freza cu gel, te dai cu Hugo Boss, te duci noaptea asta acasă. Împărate, mă, mai comenta, pleci acasă. Păi nu mai puteți să mai comentezi, o ordin împărătesc. Numai că Urie nu era un bărbat cu inima împărțită. Urie își face patul la ușa palatului. Ăsta a avut o noapte de liniște, o stare relaxată. Bă, ce bine că am găsit soluția. Ce bine, cred că am găsit-o. Cel din jumătatea de inimă dată cu inimă trebuie, o zi, stai liniștit, o rezolvăm. Nu-ți fă nicio problemă, că o dregem noi cumva. Și la un moment dat, ăsta doarme liniștit. Se trezește dimineață, îl vede pe Urie. Ce faci, Urie? Tu unde ai dormit? Aici, împărate. Păi n-ai plecat acasă, nu pot. Pentru faptul că eu nu-s cu inima împărțită. Un om cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, că nu mai vede lucrurile cum Dumnezeu vrea, începe să fie curios de lucrurile ilegale, apoi comite păcatul, apoi încearcă el să o rezolve și când constată că nu o rezolvă, ar fi trebuit să se prăbușească în pocăință, să zică n-are rost să o mai întind. În schimb, omul cu inima împărțită rămâne deseori tot în jumătate, că ar fi jumătatea asta la altă s-ar pocăi. Rămâne tot în jumătatea aia dată cui nu trebuie și ascultați, începe să facă planuri și din păcate comite alte păcate. Și un om cu inima împărțită, cu busola morală pierdută, cu curiozități ilegale, cu păcate înfăptuite, în loc să se oprească, începe să comite alte păcate. Și uite, merge omul așa vreo 20 de ani din bârfă în bârfă, din minciună în minciună, din dispreț în dispreț, din ignor în ignor la adresa lui Dumnezeu. Noi avem 3 copii acasă și cel mai mic al nostru, când mai face câte o prostie, îl mai prind câteodată. Eu tot de-am vină pe ăștia mari, dar mi-am dat seama că și ăsta mic. Și la un moment dat îl prind și îi pun o întrebare. De ce ai făcut prostia aia? Cea mai ciudată întrebare, nu pusă de un părinte la un copil. De ce ai făcut? Mai ales când îl și prins. Și Darin stătea așa, săracul, se uita la mine în ochi și nu știa ce să spună și la un moment dat punea așa mâna și făcea gândește, gândește, gândește. Mă, mi l-am imaginat pe David, cred că așa a făcut și el. Când a văzut că nu i-a ieșit treaba cu Urie, a zis, bă, s-a dus la el în birou și a zis, David, gândește, gândește. David, tu trebuie să te prăbușești în pocăință. Nu să faci planuri, cum să-ți acoperi păcatul. Și omul care trăiește așa, din păcate, când rămâne în jumătatea aia dată cu ei nu trebuie, comite alte păcate. Ia pixul în mână David, se pune la biroul lui și scrie cea mai cruntă scrisoare către marele general Ioab. Puneți-l pe Urie în cel mai greu loc al luptei. Trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ce faci, David? Încep să calci peste cadavre. Doar ca să-ți fie ție bine? Ați văzut oameni din ăștia? Nu-mi dați răspuns. Știți care e marea durere a generației noastre? Sunt prea mulți. Sunt la tonă. Câțiva ani în urmă erau la kilogram. Au ajuns la tonă. Nu interesează. Știți de ce? Că au inima împărțită. Cel care e în jumătatea de inimă dată cu inimă trebuie zice, bă, nu contează alții. Tu trebuie să fii. Calcă pe toți. Imaginea ta, casa ta, business-ul tău, poziția ta, bă, calcă pe toți, nu contează. Și omul nu e conștient că dacă faci așa, e o dovadă a faptului că ai inima împărțită și că ți-ai pierdut busola morală. Și în felul ăsta, omul scrie o istorie urâtă. Pe care dacă eu arăs când are o vârstă mai respectabilă, n-ar vrea să o mai povestești. Dar n-ai ce face, că istoria nu se șterge. Ăsta e pericolul inimii împărțite, că îți pierzi busola morală. Și când îți pierzi busola morală, începi să faci lucruri grave, catastrofale. Dar ascultați un al doilea pericol. Inima împărțită, pe lângă faptul că îți pierde busola morală, nu mai ești conștient de consecințele păcatelor tale. Ce-ar fi trebuit să facă David în momentul în care îi trimite scrisoare Ioab, zice, fii atent aici că marele tău războinic Urie a murit. Știți ce a făcut David? Tot timpul când murea câte un războinic, i-a adunat pe toți cei din palat, făcea un moment de reculegere, veniți să aducem un ultim omagiu celui care a fost viteazul printre noi, și dar de data asta David relaxat, era cu inima împărțită, nu mai vedea lucrurile cum trebuia să le vadă, busola lui morală era pierdută. Zice, transmiteți-i la Ioab că în luptă mai mor oamenii. Asta este. Serios, David? Tu chiar așa jos ai ajuns?
Pentru că David nu mai era conștient că într-o zi va trebui să plătească păcatele lui. Că au consecințe. Că spunem noi și citim la cina Domnului, când ne pedepsește Domnul aici, ne pedepsește ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. Și aici plătești. Și la un moment dat, intră după toată scena asta, după toată povestea asta, intră în biroul lui David prorocul Natan. Erau prieteni. Zice, auzi, împărate David, am și o audiență la tine, n-am apucat să mă înscriu, dar poate mă primești. Păi cum să nu? Păi zici, prietenul meu aici, poftiți un loc. Auzi, împărate, zice, vreau să spun o poveste. În împărăția asta ta mare, există un om super bogat și unul foarte sărac. Ăla bogat are avuții, oi, boi, mielușei, tot ce vrea el. Ăsta sărac avea o singură mielușă pe care o iubea ca pe ochii lui din cap. Dădea totul pentru ea. La ăsta bogat vine un prieten, vrea să dea un ospăț și ăsta bogat nu s-o îndura să meargă să ia din staulul lui o mielușa, s-a dus și a luat singura mielușa acelui sărac, a sacrificat-o ca să se bucure el. Ce să-i se facă la omul ăsta? Imaginați-vă-l pe David, care știa că păcatul are consecințe, numai că în dreptul lui nu-și mai dădea seama. Zice Biblia, David s-a umplut de mânie. No, calm David, ce s-a întâmplat? David s-a umplut de mânie. Auziți ce zice David? Viu este Domnul. Că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte și să dea înapoi 4.000 pentru ceea ce a făcut. Numai că David nu era un băiat deștept. Deja și-o cam dat seama, mi-am imaginat eu. Nu s-o mai uitat în ochii lui Natan, nici Natan nu era mai prejos. Împărate, uită-te în ochii mei că ți-ai cam dat seama. Vreau să spun ceva direct din partea lui Dumnezeu. Tu ești ăla. Știi cu cine ai de-a face de astăzi? Direct cu Dumnezeu. Și continuă Domnul prin Natan, pentru că m-ai disprețuit, sabia nu se va îndepărta din casa ta. Și-a trebuit la un moment dat David să plătească cu 4 prunci morți. Câți mi-ai zis? 4? Pă toți 4 i-o dat. Pentru că David nu mai era conștient că păcatul într-o zi are consecințe. David, pentru că era cu inima împărțită și cu busola morală pierdută, el nu mai era conștient că crima lui va trebui să fie, va avea consecințe, că minciuna lui va avea consecințe, că adulterul lui va avea consecințe, că toată mascarada aia de acolo va avea consecințe. David, nu mai călca pe cadavre, că va avea consecințe asta. David, oprește-te, nu mai comite, ai comis un păcat, bă, nu-l mai comite pe al doilea, că va avea consecințe. David, oprește-te din trăirea asta în păcat, că va avea consecințe. David avea atunci impresia în momentele alea că Dumnezeu undeva în colțul istoriei, numai cu El n-are treabă, dar nu e așa. Și stare mulți în generația noastră care nu mai sunt conștienți de consecințele păcatelor lor. Eram la un moment dat într-o țară, în Occident, și un tată disperat îmi spune, nu mai pot cu copilul meu, e grav cu el. Dar ce e așa de grav? O să zic, nu mai pot. Fii atent, numai prostii face. Câți ani are? 19 ani. Poți să stai de vorbă cu el? Cum să nu? Mă duc la el în cameră, am urcat niște scări, mi-am făcut eu planul, când ajung la el sus, îi spun că vreau să stau de vorbă cu el, dar ca să fim pe tărâm neutru, am zis, îi spun așa, nu stăm de vorbă aici acasă, merem undeva la un restaurant în oraș, ca să fiu pe tărâm neutru, m-am gândit eu. Când intru în cameră, am văzut un tânăr cu genunchii trași la piept, așa în pat, pe spate, relaxat, și eu intru în cameră și nici bine n-am apucat să zic nimic și el îmi zice, dispare afară. Oh, mă, stai, mă, ce ești așa? Zice, uite, vreau să stau de vorbă cu tine un pic. Eu nu vreau. Mă, dar uite, te rog, promit, te ascult, îți zic 2-3 vorbe, te rog, vreau să stau 2-3 minute de vorbă. Dacă l-am văzut, m-am șocat. Eu mi-am propus să mă duc el în oraș. Era ras, chel, ras, cu bigu. Și numai pe mijloc avea o creastă roșie de 30 de centimetri. Păi eu m-am gândit că l-am văzut, dar cine iasă cu ăsta în oraș? Și la un moment dat, îi zic, da, vreau să stau un pic de vorbă cu tine. Și el zice către mine, bine, dar plecăm undeva în oraș. Și eu cu el mă duc și mă pun la o masă la un McDonald's. Și se activează mine pastorul ăla critic. Bă, dar nu-ți rușine să faci tu din astea? Bă, mă, taică-tă, mă, maică-ta. Bă, omule bun, tata tău, bă, mere la biserică, cântă, predică. Tata tău îi sfătuiește pe alții. Bă, cum poți tu să faci asta? Bă, și încep și țin o teorie de o jumătate de oră. Și la un moment dat, bă, zici că vorbeam la un stâlp. N-avea nicio reacție. Am gândit-o, gata, ajunge. După jumătate de oră, după ce m-a ascultat așa cu multă calmitate, zice, pot să vorbesc și eu? Da. Îi dau lacrimile. Am zis să predă. Gata, acum să predă.
Îți zice către mine, să nu cumva să crezi că îmi place că sunt așa. Sunt așa din cauza lui tata. Bă, zici că am zgâmpică tavanul ăla pe mine. Și o jumătate de oră m-a îngrozit. O zis, tata ne spunea nouă să vorbim frumos cu alții. Dar asta era ca să dea el bine în poză. Cu mama vorbea în ultimul hal. Cu noi, mai jos un pic. O zis, nouă ne spunea tata să nu mințim. El mințea cu nonșalanță. Nouă ne spunea tata că trebuie să fim respectoși. Vrei să spun cum se comporta tata cu muncitorii lui? Le era groază când vinea el în zonă. Duminica se transforma. Sunt produsul lui tata. Mi-am dat seama cât e de dur în viață să stai cu inima împărțită și să te joci în două ape, să te joci în două dimensiuni, să crezi că poți și cu Dumnezeu și cu lumea, că vine vremea când le vei plăti. Și la un moment dat David a început să plătească și a fost complicat când a început să plătească. Ba mai mult, ascultați-mă, îl dureau oasele pe David. A început mâna Domnului să apese. Că a zis David, câtă vreme am tăcut, dar de ce nu te-ai mărturisit din prima? Păi jumătatea de inimă dată cu nu trebuie, zicea, taci din gură că o rezolvăm noi. Bă, dar de ce nu te-ai dus să te prăbușești, să zici, Nathan, uite ce am făcut, mai există iertare și pentru mine? Păi jumătatea de inimă a zis, bă, încearcă să-l prostești și pe Nathan de poți. Și Domnul zice, taci, nu zici nimic, da? Nu, bine, ia un pic aici. Și începem mâna Domnului să pese. Mă mai întreabă câte unul, dar de ce pe mine Domnul mă apasă? Dar de ce? Dar de ce? Și toți vor să le spui, știi mă, e numai o încercare scurtă, trece repede, stai liniștit, dă și anestezie Domnul până trece. Și unii ori ne e greu să le spunem, mai ales la care le cunoaște în viață. De ce? Că tu i-ai întors spatele lui Dumnezeu de nenumărate ori. Nu mai ai avut altă șansă. Jucai teatru. Vine și spune că ești bine, dar de fapt trăirea ta era împărțită și mâna Domnului începe să apese. Și când începe mâna Domnului să apese, te dor toate oasele. M-a întrebat copiii mei zile trecute, tate, de ce nu mai zâmbesc cu oamenii? Și eu lucram la predica asta. Că-i dor oasele, Carina. Cum-i dor oasele? Uite, dor oasele. Pentru că mai apasă mâna lui Dumnezeu peste oameni. Pentru că oamenii trăiesc în aceste două dimensiuni uitând că Dumnezeu vrea exclusivitate și vede pe oameni cum se joacă cu vorba, cu atitudinile, cu trăirea și nu sunt conștienți că într-o zi le vor plăti. Cât îți tari, om uitare. Cât Dumnezeu încă nu-l zguduie, se simte cineva, ca prietenul meu. Am un prieten, 2 metri și ceva. I-am spus de nenumărate ori, bă, oprește-te din trăirea asta. Bă, te va zgudui Dumnezeu într-o zi. Bă, când dă Dumnezeu cu tine de câțiva pereți, a, bă, pastorul zice, aveți voi slogane penticostale, zice către mine. Bă, asta-i treaba ta, să-mi zici, zice el. Dar nu-s chiar așa. Bă, cum nu ești chiar așa, că-i minți pe oamenii ăia? Bă, omule bun, îi prostești pe ea, bă, oprește-te. Dumnezeu te va scutura într-o zi, va avea consecințe trăirea asta ta. Vezi, de te-a nu m-a băgat în seama, mare, 2 metri și ceva, intră în mașină așa cu capul înainte. Într-o zi mă întâlnesc cu el și cu soția lui. Soția lui are 50 de chile cu tăcu haine. Și la un moment dat îmi zice, ăsta muntele de om 100 și ceva de chile, 2 metri și un pic, și la un moment dat cineva asta s-a, fratele, vreau să spun ceva. Muntele ăsta de om stătea într-un colț. Nu-i spune, te rog eu, nu-i spune. Păi bai, spune, o zis, lasă să știe și el. Nu-i spune, te rog eu, nu-i spune, o zis. Și la un moment dat, cumva, cum ești, bă, lasă-o să spună, ce să nu spună. La un moment dat ea vine și spune, frate Alin, s-o simți rău. Și ne-am dus la doctor. Și când ne-am dus la doctor, doctorii au făcut analizele, tot. Și au venit după aia cu primele analize. Și ne-au pus în cabinetul doamnei doctor. Eram eu cu el și cu doamna doctor. Doamna doctor, îmi povestea soția acestui bărbat, era la fel de, nu știu, la 50 de kg grasă sau slabă. Era la fel ca mine, o zis. Amândouă nu făceau kilogramele lui. Și la un moment dat, doamna doctor îi spune așa, îmi pare rău că trebuie să vă dau... Ăsta era stresat să plimba prin cabinet, nu m-aș freca mâinile, nu s-o pus pe scaun. Zice, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, după primele analize sunteți suspect de cancer. Și muntele ăsta de om care era tare și mare și zice, a bă, taș, că nu-i chiar așa, de stres și de frică și de groază, cade jos și leșină. Și nevastă s-au zis, gândește-te, eu cu doamna doctor, care amândouă nu ajungeam la puterea lui, îl luăm la un moment dat și începem să tragem de el. Și o zis nevasta, bă, fricosule, o zis doamna doctor că ești numai suspect, hai sus! O zis, nu vreau să-mi imaginez cum o să facă dacă chiar pun diagnosticul de cancer. Și am zis, bă, numai un pic ce-o zdruncină la Dumnezeu, uite, m-aș fi făcut un pic cu tine și ți-a arătat că de fapt tu nu ești așa tare.
Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, trăirea cu inima împărțită îl face pe om să nu mai fie conștient că păcatele au consecințe. Și mâna Domnului începe să apese. Și apasă. Și apasă pe David și durea oasele pe David și la un moment dat ieșea David din biroul lui și le spunea: bună dimineața, băieți, avem niște ședințe grele. Și ea: bine, șeful, de-abia v-am așteptat să ne mai întâlnim. Dar ăsta de fapt pe interior era praf, în exterior trebuia să joace teatru, de-aia oamenii nu mai zâmbesc, de-aia oamenii nu mai știu să mai dea o îmbrățișare caldă, de-aia oamenii nu mai știu să întindă o mână sinceră, de-aia oamenii nu mai au entuziasmul ăla lui Dumnezeu, că-i dor oasele. Aseară eu am găzduit la Efrata conferința județeană de tineret pe Timiș și la un moment dat în timpul slujbii mi-a venit o idee și am zis: ascultați-mă aici, toți tinerii, în următoarele 3 minute dați o îmbrățișare celui de lângă voi. Și am zis: luați pe ăla de lângă voi în brațe, îi dați o îmbrățișare caldă și le spuneți, îi spuneți așa: Dumnezeu să te binecuvinteze. Și luați și strângeți tare în brațe. La final, când am ieșit, a venit un băiat la mine și a zis: frate Alin, pe mine nu m-a mai strâns în brațe nici mama, nici tata de vreo 10 ani. Am așteptat de mult o astfel de îmbrățișare. M-am gândit pe drum și povesteam cu Călin pe drum: bă, știi de ce nu mai fac asta, părinții? Că pe mulți îi dor oasele. De mulți sfărâmați în interior, zbuimăciți de păcatele lor. Nu mai poți să aibă entuziasmul ăla. Mama care trebuie să aibă entuziasm în casă, tata care trebuie să producă bucuria și siguranța, deseori nu mai poți să o mai facă, că-s cu inimile prăbușite, sfărâmate de păcat, care le țin pe stoc la naftalină, puse acolo. Și ei cred că timpul, că ani, că Dumnezeu va face cumva, că moare ăla, că pleci din biserică, că o să se schimbe ceva și nu o să mai știe nimeni ce ai făcut tu, fals. Că Dumnezeul care vede și care cunoaște rămâne suveran și pretutindeni. Îți cunoaște și îți vede Dumnezeu viața. Tocmai de aia în seara asta strigă prin glasul meu: nu-ți mai lăsa inima împărțită, că-și costă. Dar David se prăbușește. Când a început să-l doară oasele, David se prăbușește, cade jos și face rugăciunea asta impecabilă. Permiteți-mi să vă mai citesc. Aduceți-vă minte cu ce am început, cu Valea Terebinților. Știți ce a fost în Valea Terebinților când David a câștigat victoria? Bucurie maximă, o veselie de nedescris. Ascultați ce zice David: fă-mă să aud veselie și bucurie, fă-mă să mai am momentele alea din Valea Terebinților. Fă-mă să mai am momentele alea pline de entuziasm. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Prăbușit David, căzut. O, imaginea asta e greu de văzut astăzi. Prăbușit David, căzut. Doamne, zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duc nou și statornic. Doamne, te rog ceva, nu mă lepăda de la fața ta. Doamne, te mai rog ceva, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Doamne, permite-mi să-ți mai zic ceva. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Doamne, te rog, sprijină-mă cu un duc de bunăvoință, că nu mai pot. Și lângă astfel de rugăciune mai coboară marele suveran, dacă se mai găsesc oameni care să o mai facă. Eram undeva în Germania și am făcut o chemare în față, exact la pocăință. Zmar, pocăință. Primul care iasă e un prezbiter, s-aruncă acolo pe jos. Și eu mă duc lângă el, eu până m-am dus lângă el, a făcut baltă de lacrimi. M-am dus lângă el și am pus mâna pe spate și am zis: bă, nu pentru tine am făcut. Și el a zis: bata, zis, numai eu ajunge. Oamenii nu mai au curajul să mai recunoască că au trăit cu inima împărțită. Și stau cu busola morală pierdută și iau decizii. Și deciziile alea se răsfrâng în biserici, se răsfrâng în case, se răsfrâng în diferite proiecte, se răsfrâng în societate, se răsfrâng în dreptul copiilor noștri și apoi plătim prețul lângă ei. Dar când găsește Dumnezeu un astfel de om care are puterea să prăbușească, care are puterea să cadă jos, să spună: Doamne, mai primește-mă, începe Dumnezeu să-l revigoreze. Știți cum arată un om iertat? Știți cum arată un om revigorat de Dumnezeu? Ascultați. Psalmul 63:4. Cum arată un om care are parte de iertarea lui Dumnezeu și de revigorarea lui Dumnezeu? Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Și zice: nu mai ridică oamenii mâinile, că-i dor oasele. Când sfinții ridică mâinile, Dumnezeu inventează victoria.
Un om iertat, prăbușit ca și David, care mai apoi a trebuit să ridice mâinile. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi ridic mâinile. În numele Tău îmi înalți glasul. Ești Dumnezeul care mă mai auzi. Omul ăla scrie victoria. Poate s-o vadă. Îmi povestea o mamă și o fiică și am zis mult de ele, dar merită. Că la un moment dat, mama asta a fost la medic și a fost diagnosticată cu cancer, dar doamna doctor a întrebat-o pe fată câți ani ai și fata a zis 18 ani, dar n-avea 18, a zis frate Alina, am zis 18, că dacă știa că-s minoră, nu mă lăsa în cabinet. Și am fost și eu curioasă ce zice la mama. Și la un moment dat, doamna doctor a zis, îmi pare rău că vă dau o veste tristă, aveți cancer în metastază, 6 săptămâni și plecați. Mama nu s-o neliniștit tare. Fata, în stresul ei, a pus mâna pe telefon și și-o suna frățiorii mai mici de acasă. Și sub un plânset isteric a zis, mama are cancer. Medicii au zis că vom avea doar 6 săptămâni. O să vin cu mama acasă, nu mai trântiți ușile, nu o supărați. Vă rog, nu mai faceți gălăgie, să-i face, că așa-s, doamna doctor, să-i faceți momente frumoase la maică, dacă tu mai aveți. Să-i face momente frumoase la mama, vă rog, să nu mai faceți prostii. Mama, o auzi, dar vă imaginați, nu a avut cel mai inspirat acțiune, dar înțelegem durerea fetei, dar vă imaginați ce-o produs acasă între frățiorii mai mici. Mama, o femeie înțeleaptă, iertată de Dumnezeu și cu inima dată întreagă lui Dumnezeu, ia telefonul și zice, dă să le spun și partea mea. Dragi copii, mama voastră are cancer. Dar ascultați-mă, aici pe holul spitalului județean îmi ridic mâinile și chiar în situația asta îi spun încă o dată, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele Tău, care mi-ai presus de orice nume, îmi ridic mâinile și te rog, mai lasă-mă mamă între copii. Și veți vedea în casa noastră că Dumnezeul nostru e mare. Și eu le întreb, și de cât timp a trecut asta? Și ele cu zâmbetul pe buze îmi spune, frate Alin, sunt peste 6 ani. La care Dumnezeu îi ține la mamei noastre cancerul sub control și din acele 6 săptămâni, Dumnezeu a făcut 6 ani și mulți poate de aici înainte, pentru că o mamă cu inima treagă dată lui Dumnezeu, nu împărțită, a zis, Doamne, mai vreau să-mi cresc copiii, mă mai lași? Și când sfinții ridică mâinile, când cei cu inima întreagă ridică mâinile, mai pot să mai vadă o istorie frumoasă. În ultimul rând și închei și ascultați-mă. Știți ce mai spun oamenii care îs cu inima întreagă dată lui Dumnezeu? Psalmul 116. Auziți. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Uitați-vă mai departe. Mă înfășuraseră legăturile morții, mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii. Ascultați, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Îmi dați voi la final să cântăm o cântare împreună? Aveți un pianist? Vă puteți pune un pianist la pian și la final cântăm o cântare. Ascultați-mă, cel mai perfect moment al unei vieți e ăla când Dumnezeu îți ascultă glasul. Cel mai perfect moment al unei vieți e ăla când tu spui, Doamne, și El zice, iată-mă. Mi-a plecat pruncul de acasă. Las că-l aduc. Doamne, am cancer. Trece repede. Dai calm. Doamne, dar eu nu mai am soluție. O am eu. Vine. Cel mai perfect moment al vieții e ăla când ai siguranța că Dumnezeu îți ascultă glasul. Dar Dumnezeu nu ascultă o inimă împărțită. Ascultați-mă. Are, dacă vreți, prestanța lui și spune, bă, ăla ce caut acolo? Fă-l să dispară. Eu vreau să rămân suveran. M-am născut în familie de pocăiți, cu tată slujitor și toată viața am trăit sub aia. Tu n-ai voia asta, uite că Dani știe că am crescut în aceeași biserică.
I-am zis, tu n-ai voia aia? Tu n-ai voia aia? Noi eram tot timpul primul care spărgeam gașca de la Dani de acasă. N-aveam voie, tot, noi trebuia să fim la casă la ora. Dar de ce noi tot timpul? Dar de ce noi tot timpul? Dar de ce noi n-avem voie aia? De ce noi n-avem voie aia? De ce noi nu putem cu tare? De ce eu n-am voie cu colegii? De ce nu am voie cu prietenii? De ce eu n-am voie în locurile alea? De fiecare dată am zis, Alin, vei înțelege când vei crește mai mare. Nu-ți împărți inima. Rămâi cu toată inima dată lui Dumnezeu. Într-o zi aveam 13 ani și bunica mea mă pune să iau o plasă cu mâncare și să mă duc la o familie în sat a căror tată a murit răsturnat cu tractorul. Și au rămas vreo 7-8 copilași fără tată. Poate cea mai mare fată avea vreo 13-14 ani undeva pe aici. Și a venit bunica și a zis, Alin, ia te rog plasa asta și du-o. Și pui în poarta aia, doar o pui în poartă și ai plecat. Atât. Acum inima mea era foarte împărțită. Păi vreau să mă joc, dar vreau să o ascult și pe bunica. Mi era dragă, dar vreau și să mă joc. Și la un moment dat bunica a zis, te rog, ascultă-mă. Fă-o cu toată inima. Bă, la insistențele bunicii am luat plasa, bombănind ca tot românul vreo 2 km până sat. Am tras de plasa aia până praful de pe ulițe. M-am dus și am pus-o în poartă. Parcă atunci când am pus în poartă acea plasă, am zis, bă, dască totuși bine. Cu toată inima. Am ascultat-o pe bunica. Măcar bunica e fericită. Au trecut ani. Am trăit așa cum am învățat acasă, fără să-mi împart inima, să rămân mereu lângă Dumnezeu, să rămân mereu aproape de Dumnezeu. Am ajuns slujitor, predicator, păstor, m-am dus undeva în Occident la o conferință. Eram atât de prăbușit în interiorul inimii mele și am zis, Doamne, unde ești? Toată viața m-am luptat pentru Tine. Mi-am pierdut prieteni, am pierdut oportunități, am pierdut ocazii. Că l-am ascultat pe tata și pe mama să rămân lângă Tine, să nu mă duc cu prietenii, cu gașca, să nu mă duc cu ce știu, cu aia care se îndepărtau de Tine. Doamne, dar acum unde ești? Eram sfărâmat, eram distrus în interiorul meu. Doamne, unde ești? Îmi auzi glasul? Îmi auzi rugăciunea? Te rog, dacă îmi auzi rugăciunea, dă-mi un semn, am zis în camera de hotel înainte să mă duc la conferință. Dă-mi un semn. O trebuie când am intrat acolo în sala aia mare de sport să mă resuscitez, să fiu predicatorul din seara aia, să fiu bine, să le zic la oameni că Dumnezeu e extraordinar. Eu eram atât de sfărâmat în interiorul meu și am zis, Doamne, dă-mi un semn că m-ai mai auzit. La final vine la mine un bărbat și o femeie, soție cu vreo 4 copilași. Și ea zice, mă mai cunoști? Nu. Păi din satul cu tare. Păi și dintr-o dată mi-au să aminti, el mi-a murit tata când noi am fost mici. Când mi-a zis că a murit tata când noi am fost mici, mi-am adus aminte de ei când eu am tras plasa aia prin sat și le-am dus să le pun cu mâncare în poartă. Dar n-am zis nimic, nu vinea să cred. Mai era femeie în toată firea, cu copii, căsătorită, n-aș mai fi recunoscut-o. Copilașii de pe acolo erau așa tare drăgălași, mie mizrași copiii. Și eu la un moment dat, ce vrei să vă faceți când creșteți mari? Unul zis, polițist, avocat, farmacistă. Bă, o fetiță de vreo 5 anișori stătea acolo lângă noi, parcă mai cerea discuție. Și nu știam ce să o întreb. Și o întreb, care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și așteptam acum să-mi zică cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc pe lună. Cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul. Nu știu, să văd cum e cu racheta. Dar dintr-o dată cu fetița începe să plângă. Păi și eu m-am întrebat, dar ce întrebare am pus așa de ilegală? Că eu am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. Și așa eram eu sfărâmat în inima mea. Am zis, mama, interesa și o fetiță. Dar ce? S-a uitat la maică-sa și maică-sa a zis, spune la fratele Alin. Și a uitat în ochii mei și a zis, frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu a trimis de mâncare la mami când erau mici. Bă, prăbușit! Zic, ce? Să-i cunosc pe îngerii prin care Dumnezeu a trimis de mâncare la mami când erau mici și au rămas fără bunicu. Mi-am dat seama că mama i-a spus că noi am rămas fără tată, Dumnezeu prin îngerii lui ne-a trimis de mâncare. M-am uitat la ea. Am luat-o în brațe. Nu i-am zis nimic. În schimb, m-am dus în cameră la hotel și am zis, Doamne, știi ce-ți mulțumesc? Că mi-ai ascultat rugăciunea. Știi ce am cerut eu? Dă-mi un semn că mă mai auzi. Mi-am sunat soția acasă și am zis, Andreea, n-am soluție la problemă.
În schimb, sunt convins că Dumnezeu o are. Doar o așteptăm. Atât. În seara asta, dragii mei, Dumnezeu e prezent aici.